În timpul audierilor parlamentare, guvernatorul BNM, Octavian Armașu, a declarat că pe data de 30 martie activele oficiale de rezervă au constituit 3,426 miliarde de dolari. Cifra este în scădere cu 647 de milioane comparativ cu nivelul maxim din octombrie 2021, când a însumat 4,73 miliarde de dolari. Potrivit Băncii Naționale a Moldovei, această scădere s-a produs pe fundalul a două șocuri externe, iar în contextul acestora, instituția a intervenit cu mai multe măsuri. În prezent, activele oficiale de rezervă rămân a fi la un nivel destul de înalt pentru a face față provocărilor asociate cu instabilitate geopolitică și post-pandemică. La data de 30 martie 2022, activele oficiale de rezervă s-au cifrat la 3.426,1 milioane de dolari SUA, în scădere cu 647,3 milioane de dolari SUA, comparativ cu nivelul maxim înregistrat în luna octombrie 2021. Pe atunci, nivelul activelor oficiale de rezervă a ajuns la 4 miliarde 73,4 milioane de dolari. Această scădere s-a produs pe fundalul a două șocuri externe. Prima este criza pe piața resurselor energetică, marcat prin creștere semnificativă a prețurilor la importurile de gaze naturale și produse petroliere, care în special s-a acutizat în toamna anului 2021, dar și mai recent escaladarea situației geopolitice din regiune și am în vedere aici conflictul militar din Ucraina. Pentru a combate efectele acestor șocuri, Banca Națională a Moldovei a răspuns imediat prin intervenții de vânzare pe piața valutară locală în volume necesare pentru limitarea volatilității excesive a cursului de schimb, reglarea dezechilibrelor balanței de plăți, satisfacerea cererii de valută din partea populației și pentru menținerea stabilității macrofinanciare. Fracțiunea Blocului Comuniștilor și Socialiștilor propune Parlamentului să aprecieze activitatea conducerii Băncii Naționale a Moldovei ca fiind ineficientă, cu acordarea votului de neîncredere. Un proiect de hotărâre în acest sens a fost prezentat în plen după audierea guvernatorului Octavian Armașu. După audierea guvernatorului, vicepreședintele Parlamentului, deputatul Blocului Comuniștilor și Socialiștilor, Vlad Baterâncea, a declarat că singurul lucru pe care îl face BNM este sterilizarea masei bănești, majorarea de aproape 4 ori a ratei de creditare, ceea ce ucide ce se mai mișcă în țară. Potrivit lui, BNM apără interesele băncilor comerciale. Că unica ce face astăzi Banca Națională este sterilizarea masei bănești, este majorarea în aproape 4 ori a ratei de creditare, ceea ce ucide ceea ce se mai mișcă în Republica Moldova, începând cu persoanele fizice și evident agricultorii la începutul sezonului agricol, evident că producătorii, ce face Banca Națională, apără interesele băncilor comerciale, ca să înțelegeți, economia se duce jos, urmarea majorării dobânzii la credite, agenții economici vor pierde 2 miliarde de lei, estimările experților, societății civile, dar băncile comerciale, dragi colegi deputați, vor câștiga cel puțin mai mult decât ceea ce era planificat sau ceea ce era să obțină ca și profit, vor obține cel puțin jumate de miliard de lei în plus, datorită la ce, la jocurile între băncile comerciale și banca noastră națională. Adică, unicii care vor câștiga în această situație de criză sunt băncile comerciale. Cel puțin 2 miliarde de lei, repet, mediu de afaceri, cel puțin. Eu iată dumneavoastră, la sigur că faceți analiză sau citiți analizele experților, eu special am luat cele mai modeste cifre, nu încerc să vă impresionez. Adică, câștigă băncile, pierd agenții economici și producătorii din Republica Moldova. Corect a spus colegul Burduja, ține costul mărfurilor produse în Moldova, este mult mai mare. Noi pierdem din competitivitate, în rest, stimați colegi, tradițional stimulăm și ajutăm. Deputatul a propus că fie constatată o diminuare alarmantă a activelor oficiale de rezervă ale statului în valoare de peste 650 de milioane de dolari. În opinia sa,
Această diminuare nu a fost justificată de către guvernatorul BNM. Potrivit lui, în condițiile în care nu s-a cristalizat o opinie, dar și în contextul vizitei misiunii FMI, proiectul urmează să fie transmis în Comisia de Specialitate ca aceasta să-l examineze, iar apoi să vină cu propuneri. Noi propunem de a constata o diminuare alarmantă a activelor oficiale de rezervă ale statului în valoare de peste 650 de milioane de dolari. Și această diminuare enunțată nu a fost justificată de către guvernatorul Băncii Naționale, fapt care trezește bănuieli rezonabile asupra gestionării defectuoase a sarcinii de asigurare a stabilității și a viabilității sectorului bancar, precum și neîndeplinirea obiectivului fundamental de asigurare și menținere a stabilității prețurilor. Și urmarea dezbaterilor, urmarea audienței, audierii, nominalizând cele expuse, Parlamentul apreciază activitatea conducerii BNM, drept fiind una ineficientă și acordă vot de neîncredere. Aici eu propun să luăm o pauză și Comisia de Specialitate să ia decizii responsabile în cadrul legal și să vină cu o apreciere profesionistă a acestei conduceri și a situației din Republica Moldova, cât financiare, așa și economice. Și așteptăm fie asta această săptămână, la următoarea ședință, așteptăm anumite concluzii. Dacă dumneavoastră Comisia de Specialitate chiar considerați că activitatea respectivă poate fi catalogată sau calificată ca satisfăcătoare. Noi cel puțin considerăm că această activitate este nesatisfăcătoare și această conducere a BNM merită vot de neîncredere din partea Parlamentului. Vă mulțumesc!